Bună seara! Discuția de azi trebuie să fie, zic eu, că e una prietenească, pentru că, în general, ne știm cu toții. Ca așa se întâmplă, deci lăsăm toate convențiile deoparte. Și întrebarea pe care mi-o puneam înainte de a începe este cu ce v-aș putea uimi. Ce aș putea să spun, ce lucru extraordinar aș putea să spun care să treacă prin mințile dumneavoastră ca o schijă, ca o, cum să spun, ca un firicel de praf de la începutul lumii. Tema e simplă. Avem în față doi autori a căror carieră sau al căror destin a fost unul clar la început. Poeți. Ce sunt poeții? Niște ființe ciudate care se preocupă cu niște lucruri la fel de ciudate sau poate și mai ciudate, despre care lumea crede că sunt cu capul nori, că sunt niște alieni care produc niște obiecte, așa, de sine stătătoare numite poezii, pe care nu le citește nimeni și despre care vorbește toată lumea. Sigur, dincolo de această mică glumă care are partea ei de realitate, v-ați gândit vreodată, domniile voastre, cei care n-ați scris poezii sau nu scrieți poezii, ce-ar fi să te prezinți cuiva într-o seară, la o petrecere, la o serată, la... Bună seara, bună seara, mă numesc Octavian Soviani, bună seara, bună seara, domnule președinte, mă numesc Octavian Soviani. Și cu ce vă ocupați dumneavoastră, domnul Soviani? Scriu poezii. Extraordinar! Și cum faceți? Sau bunul meu prieten, la fel vechi poet și debutat mai de curând, mai spre bătrânețe, Adrian Pârvu, pe care dacă cineva l-ar vedea la o masă gesticulând și emițând teorii, una mai frumoasă sau una mai contundentă decât cealaltă, ar putea întreba, așa, ar putea întreba partenera sau partenerul: și cu ce se ocupă domnul nebunul acesta? Scrie poezie. Ah, da, înțeleg. Problema e simplă. De fapt, nu e niciun fel de problemă. Cei care scriu poezie sunt o specie, o ciudățenie a naturii, o întâmplare. Doar că în absența lor, lumea în care trăim ar fi foarte tristă sau foarte prozaică. Iertați-mă pentru cuvântul prozaic. Dar e ciudat. Asta mi-aduce aminte, într-un fel sau altul, e un răspuns pe care l-am de multă vreme la întrebarea de ce scrii poezii. De ce scriam și eu sau scriu și eu poezii. E un lucru simplu, doamnelor, ca să vă cucerim pe voi. Dacă țineți minte, Tavi știe, sau nu țineți minte, în urmă cu vreo 400 de ani, un tip mătăhălos, cu un nas foarte mare, scria poeme de amor pentru îndrăgostiții vreme și versurile ajungeau la inima aleselor și dragostea se înfiripa și viața își schimba cursul. Sau acum 150 de ani, un zurliu, Anton Pan, care punea pe versuri dragostea și chipul iubitei, diferitelor iubite, și în felul ăsta, alături de cântăreții din cu lăuta, cu ce aveau ei, puși sub ferestrele domniței, izbuteau să schimbe cursul istoriei personale. De fapt, noi toți avem în capul nostru o ciudățenie, o eroare a naturii, aceea că trebuie să o transformăm, iar dorințele noastre sau speranțele noastre sau ciudățeniile noastre trebuie să iasă în lume. În același timp trebuie să spun că, știți, nu e om să nu fi scris o poezie și românul s-a născut poet. România e țara probabil cu peste 10.000 de poeți de care n-a auzit nimeni. Ei bine, marea întrebare pe care o pun foarte mulți este: de ce acești ciudați
acești de sine stătători, oameni care se plimbă prin lume și al căror rost nu-l cunoaște nimeni, de ce se apucă ei de proză? Nu cumva proza e altceva? Nu cumva proza este o trădare a poeziei? Nu cumva nu ești mulțumit tu, poetule, cu rolul pe care ți l-a hărăzit el de sus sau el de jos și nu ești mulțumit cu glorie? Vrei mai multă glorie? Ce vrei tu când scrii o proză? Tavi, dar poate și tu, Adrian, știe foarte bine, dar știi, am să-ți explic de ce m-am adresat întâi lui. Înainte de 1989, vreo 20 sau 30 de ani, poeții și-au încercat și ei, mulți poeți și-au încercat și ei puterile în proză. Și scriau niște poeme în proză care erau aproape ilizibile. Ei bine, în momentul de față, poeții care trec la proză au o altfel de abordare. Ei știu foarte bine că proza, deși este o artă literară, este o artă complet și total diferită de poezie. Trebuie să stăpânești alte reguli, trebuie să dirijezi cuvintele în altă formă și mai ales să apelezi la alte tertipuri, alte tehnici, alte șmecherii, alte moduri de gândire pentru a ajunge la cititor. Să fac un rezumat scurt al activităților mi se pare inutil, dar hai să vedem aici în cadrul editurii Hiperliteratura, am aici trei cărți ale lui Octavian Soviani, care sunt două cărți de proză și una de poezii, Cartea Răstălmăcirilor, care este exact un soi de răsfăț al poeziei, în care îl iei pe celălalt și îl aduci în iei un poet străin și îl aduci în limba ta. Asta mi-aduce aminte pe la 1900, Arghezi traducând din Baudelaire, suna, acel Baudelaire suna teribil a Arghezi. Exact. Exact. Adică, da, dar în același timp este, din punctul meu de vedere, cel mai frumos Baudelaire tradus în limba română până de curând. Probabil că numai un poet poate să traduce un alt poet pentru că are un alt mod de gândire. V-am spus, e vorba de alien. În cadrul editurii Hiperliteratura sunt două cărți. Casa din strada Sirenelor, care este o carte de proze scurte, și volumul Am fost un copil reușit. Văd aici un semn de întrebare, dar nu cred că... Nu, n-am fost un copil reușit. Și de aici pleacă toată... Ce înseamnă un copil reușit? Asta urmează să da. Citiți, domniile voastre. Pentru că un copil reușit este un copil convențional. Un copil ca toți copiii, numai că ca să-l vezi așa trebuie să fii tu un părinte sau un profesor ieșit din comun. Poate, de ce nu poate poet. Adrian a dat prima lui carte de proză, care este, din punctul meu de vedere, între roman și secvențe de roman sau secvențe de proză disparate care se combină într-un întreg și care reprezintă într-un fel sau altul memoriile, întâmplările lui preparate și modificate ca să fie proză. Repet, a face poezie în proză e o greșeală, așa cum nu a face proză în poezie ar mai fi o greșeală. Aici vă spun amândurora și celor care ne ascultă, există cazul unui poete cu un destin tragic, care a scris un volum de versuri foarte frumos, o să vă dați seama imediat despre ce e vorba. Editorul a fost extrem de impresionat și i-a spus: dragă domnișoară, e foarte mișto volumul, n-ai vrea să-l pui în proză ca să ai succes? Doamna în chestiune se numea Aglaia Veteranii, iar cartea care a cunoscut un destin sau un destin celebru se numea De ce fierbe copilul în mămăligă. Aceea nu e o carte de proză, e o carte de poezie în care
versurile au fost înșirate unul după altul să pară prost. Și aici începe discuția pe care am să o pun, în care am să invit pe amândoi să intre la joacă. Care este metoda, care este pornirea interioară prin care poezia se dezbracă și ia un alt costum, care este cel al prozei? Și care sunt dificultățile pe care le are cel care scrie, modificând un tip de gândire, o ritmică, o așezare în pagină, o viziune, astfel încât să ajungă practic la aceleași rezultate, dar pe o cale ocolită? Cine dintre voi? Maestru. Păi eu, în ceea ce mă privește, eu până la 50 de ani n-am scris proză. Și după aia aproape că n-am aproape scris proză. Și nici n-am crezut că o să scriu vreodată. Am făcut niște încercări prin adolescență, ca toată lumea, dar n-am terminat nimic. Scriam 2-3 pagini, după aceea nu mai vrea să iasă în rasa în baltă. Apoi, pe la 30 de ani, după ce am avut eu un vis mai curios, m-am gândit că, pornind de la visul respectiv, se poate face o povestire. Și am scris o povestire. I-am citit-o cuiva care mi-a spus că este cea mai proastă povestire pe care a auzit-o în viața lui. Și atunci mi-am zis, domnule, e clar, tu vezi de poezie, nu ești în stare să scrii proză, și a dat proza peste mine întâmplător. Zi întâmplare. Într-o dimineață, m-am apucat să scriu ceva. Eu credeam că acel ceva este un poem în proză, credeam că e poezie. Bun. Și am scris vreo 3 pagini, le-am citit, nu sunau rău, și m-am gândit să-i recitesc Nore Yuga. Și am citit Nore Yuga, care după ce m-a ascultat, mi-a spus, măi băiatule, ție din chestia asta ți-ar putea ieși un roman. Aiurea, nu credeam. Și am scris mai departe și a ieșit o carte destul de curioasă. N-am crezut că o să o duc vreodată până la capăt, până când n-am văzut ultima propoziție pusă pe hârtie, am avut îndoieri că voi izbuti. O carte destul de ciudată, pentru că începe ca un poem, începutul e foarte poematic, iar pe parcurs se epicizează și către sfârșit devine chiar proză. Ei, cartea respectivă se numește Arhivele de la Montenegro. După joculețul ăsta, i-am prins gustul și a început să-mi placă mai mult să scriu proză, avea dreptate Florin Iaru, e cu totul și cu totul altceva. Pentru că proza te provoacă tot timpul. Un poem vine dintr-o răsuflare, eventual te mai uiți peste el, schimbi câteva cuvinte, dar asta este. În timp ce proza te provoacă tot timpul, mereu îți pune câte o problemă. Și după Arhivele de la Montenegro, care este încă o proză poematică, am început să scriu proză în adevăratul înțeles al cuvântului. Viața lui Costas Venetis, moartea lui Siegfried, Năluca, și apropo de Costas Venetis, cu Costas Venetis e o poveste puțin mai complicată. Aveam, în ceea ce îmi privește pe Costas Venetis, un fel de datorie. Ajunsesem pe la mijlocul Arhivelor de la Montenegro, o mai țineam din când în când pe Nora la curent cu ceea ce scriu, ea era la Berlin și la un moment dat îmi trimite o scrisoare. Zice, vezi că am fost pe aici într-un cimitir și am dat acolo de un nume pe un mormânt, Costas Venetis. Ea bagă numele ăsta în chestia pe care o scriu acum, că mi se pare că se potrivește cu atmosfera. Eu, băiat ascultător, l-am băgat acolo pe Costas Venetis, dar nu prea știam eu prea bine ce-i cu el, acolo el rămâne așa un personaj dubios de planul al doilea. Însă, după ce am terminat Arhivele de la Montenegro, Costas Venetis a devenit pentru mine o obsesie. Și m-am apucat să scriu la un moment dat acea viață lui Costas Venetis, care habar n-aveam cum va fi. Când m-am apucat de romanul respectiv, știam eventual ce voi scrie pe prima pagină. Totul a venit ca de la sine. Și a fost o conviețuire lungă cu Costas Venetis, a durat 7 ani.
Și de la un moment dat, în toată povestea asta, a început să intervină și paranormalul. La un moment dat am ajuns și eu la Berlin, Nora mai era încă acolo și am zis, hai să văd și eu. Hai la cimitir. Mormântul lui Costa Fenedis. Și a început ceva interesant. Ne-am dat jos undeva într-o oarecare stație de metrou și mai întâi Nora nu găsea cimitirul. Bun, eu de la un moment dat începusem să cred că cimitirul respectiv există numai în închipuirea ei. Ea a înțeles ce credeam eu și a tot întrebat în dreapta și în stânga până când am dat de cimitirul respectiv. L-am găsit pe Costa Venetis în cură din urmă. Mi-am făcut și o poză cu mormântul. Vorba poetului, vreau să te pipă și să urbui este. Dar se pare că mormântul nu mai era pe area cunoscută de Nora, iar în cele și în cele din urmă, informația n-am verificat-o încă, se pare că mormântul a dispărut cu desăvârșire. Și să-l credem. După Costa Venetis am scris Moartea lui Siegfried, iarăși pornind de la o singură idee. Vreau să scriu un roman care să nu semene deloc cu viața lui Costa Venetis. Și cred că am reușit. Acum, ce o să mai scriu de acum încolo, Dumnezeu știe. Dar voi persevera în proză. Poezia a trecut pe planul al doilea. Din când în când mai vine câte un poem, îl pun pe hârtie, dar, în principal, scriu proză și îmi place foarte mult. Nu mă ocupă, vreau să te întreb ceva. Da. Până acum e partea sentimentală a lucrurilor. Spune-mi însă care au fost problemele tale tehnice. Adică, cum... dacă ai simțit sau dacă nu că există o diferență în frazare, în construcție, pentru că practic construiești într-un alt mod decât este un poem. Sigur că da. În primul rând, proza înseamnă construcție. Nu se poate face, unii au încercat, dar nu se poate face proza gen dicteu, gen scriem la inspirație, proza trebuie construită. Așa, laborios, cărămidă cu cărămidă. Și sigur că din momentul ăsta apar anumite probleme. Mai ales pentru cineva care și-a făcut ucenicia în poezie și care vine în proză de acolo. Așa că am început să învăț. Cum am învățat? Pe propria piele. Iar norocul meu a fost că am scris mai întâi acea carte care într-un fel făcea trecerea de la poezie la proză, fiindcă lucrând și încercând să o dau din poezie în proză, încet m-am edificat și mi-am dat seama cam ce trebuie să fac. Dar sigur că există în toată povestea asta, așa cum spunem, o doză de conștiență, să spunem, pe care nu ai atunci când scrii poezie. Da. Poezia e așa, o descărcare. Deosebirea este, știu și eu, într-o cursă de 100 de metri și un maraton. Proza e maraton. Presupune rezistență, presupune luciditate, presupune și, știu și eu, o anumită familiarizare cu diverse tehnici romanești, ca să nu mai repet ce au făcut alții. Și asta este. Nu știu cum s-a întâmplat. Cred că a fost un fel de adaptare, hai să nu spunem 100% spontană, dar în care m-a ajutat puțin și împrejurările. O teorie coerentă nu pot să spun. Da, mergem mai departe la Adrian. Adrian, eu am ascultat multe dintre fragmentele din carte, le-am ascultat la Crâșma. Nu râdeți, Crâșma este un mediu extrem de favorabil. Hemingway cobora din apartament. Este o instituție de cultură. Da, e o instituție de cultură. Hemingway cobora din apartamentul lui sau garsoniera lui pariziană, se ducea la local, bea 20 de șoturi. Apropo, când am auzit de 20 de șoturi, în clipa aia mie mi s-au întunecat mințile, până am văzut la fața locului ce înseamnă un șot în Franța, adică o limbuță de alcool. Adică cam cât bem noi în două pahare. Adrian mi-a povestit zeci de întâmplări
Și unele dintre ele le-am regăsit în carte, în forma prozei. Dar întrebarea mea este tot așa, cum ai trecut de la poezie la proză? Păi, să încep cu începutul, ca și Tavi Soviani, și eu am crezut cu tărie ca să fiu poet toată viața. Și eu. Am ajuns la și tu ești în acea situație. Da. Da. Am ajuns la poezie fiind un mare iubitor de poezie, copil în adolescență mai ales. Am prins o perioadă fastă pentru cultura română când se traduceau foarte multă carte de poezie, au intrat pe piață mari poeții din toată lumea. Am avut șansa să găsesc, să dau peste ediții bilingve, spre exemplu, marea poezie italiană, Ungaretti, Quasimodo și așa. Fiind un mare iubitor de poezie, inevitabil am început să scriu și am crezut că o să fiu poet și nimic altceva. După ce este interesant, la al doilea volum de versuri al meu, după volumul de debut, am avut ambiția să scriu un volum de sonete. Am vrut chiar să mă chinuiesc. Pentru că totuși cine crede că a scrie poezie chiar ușor, zice Tavi că îți vine așa o fulgurare, da, și ai pus, nu este. Dar, mă rog, eu am scris un volum de sonete care se numește Amor Corteze, trecând de la o idee. M-am întrebat eu, bă, ce făceau ăștia pe Nevul Mediu castelanii, pe la un castel? Prințul cu domnița, cu ce petreceau, cu ce treceau timpul? Și în volum sunt 7 sonete care se numesc Sonetul de luni, de marți, de miercuri, de joi, de vineri, de sâmbătă și de duminică, unde le-am refăcut un pic viața și printre ele strecurate și alte sonete. O carte la care am muncit foarte mult, aproape un an de zile, poate și mai bine, un an și jumătate, cu documentare, cu, în fine. Scriind acel volum de versuri care îmi captase, mi-mi impuse capul, nu mai dormeam noaptea de castelan și de trupe și de iubiri și de amorul și așa, m-am apucat să pun pe hârtie, ca să mă eliberez de obsesia acestor sonete, cartea asta. M-am gândit îndelung la cei 4 bunici ai mei, care mi-au influențat copilăria și tinerețea și de la care am luat, cred eu, de la fiecare în parte câte ceva, mai mult decât am luat de la părinți, spre exemplu. De aceea părinții mei nu apar în această carte. Este, să zicem, 70% autobiografică. Dar pune și niște ghilimele, pentru că personajele sunt transformate în timp. Pe această carte am scris-o cam în anul acela de zile în care am terminat Amor Corteze. Când a ieșit Amor Corteze pe piață, era și asta gata, în calculatorul meu. Și mi-a fost tare frică de cartea asta. Atât de frică încât am mai ținut-o încă vreo 10 ani. Dar nu degeaba, mai intram pe un fragmentel, mai schimbam o frază, mai șlefuiam, am scos mult, ar fi trebuit să fie dublu. Tavi a sesizat că e chiar bine curățată. Și cartea a avut destinul ei, am dat peste Andrei Ruse, care a zis, bă, am și eu un roman, vreo 10 ani scris. Și, păi, dă manuscrisul să-l văd. Andrei a citit manuscrisul într-o noapte, m-a sunat a doua zi și mi-a zis, gata, bătâne, bate-n palmă. I-am zis eu, da, am și un volum de versuri care e gata și m-ar interesa. Eu versuri nu public, a zis Ruse. Hai mă, citește, sunt la un volum cu 20 de bijuterii, așa, 20 de poeme, tot formă fixă, fiecare a câte 4 strofe, cu rime încrucișate, așa ca niște jucărele le-a făcut. Și a zis Ruse, bă, e bună și asta, hai le publicăm la pachet să vedem. Și așa că a apărut și volumul de versuri, Soare cu piper, într-o condiție mai așa. Despre scrisul prozei, pot să îți spun acum și ție și lui Tavi și iubitului nostru editor, că m-am pus pe proză, frate. Adică acum scriu poezie printre picături și lucrez serios la un roman de ficțiune foarte așa și am început și o carte de proză scurtă care mă acaparează, mă tentează foarte tare. Așa că anul ăsta, cel puțin una din ele o să fie gata, probabil că prozele scurte. Poate și poezie, nu știu ce să zic, dar cam ăsta este... Nu o să mă las de poezie, că n-ai cum, că asta e tot un microbaș așa. Nu ne lăsăm noi de ea, să iasă la ea de la nu se lasă, da. Acum mai există, cum să vă spun, și un motiv pragmatic.
Totuși, proza are mai multă vizibilitate. Din nefericire, în această carte, în această țară, în acest moment, poeții și poezia sunt tratați așa. Bine, mă, ești poet. Așa. Da. Ești poet. Iată, un prozator parcă are altă greutate, altă vizibilitate și editurile îl împing mai în față. Observați că cei 4, 5, 6, 10, nu știu câți, 20 de poeți de top ai noștri scriu destul de rar. Un volumaș la câțiva ani și așa. Așa că vă promit că mai scriu, nu o să-l pot ajunge pe maestru Aldurescu niciodată și nici pe Tafi, că nu mă refer la număr de titlu, că totuși, na, așa, nu sunt de la cum îl cheamă pe ăla de scrie trei cărți pe an, corupț ăla care, mă rog, așa. Dar nu o să mă las nici de poezie și cu astea două cărți de proză sper să mai ridic și o gradul de vizibilitate un pic și hai să te întreb vânzările editurii. Hai să întreb ceva. Observ că și la Adrian tot o chestie sentimentală e. Dar spune-mi și mie care sunt greutățile în clipa în care scrii proză, când mâna ta s-a deprins cu forma fixă, cu parodia, cu parafraza, cu tehnicile poetice. E același tip de scris? Când scrii o poezie, ai terminat-o, e bună, rea, o revezi, o arunci, dar la proză e o altă tehnică, e o altă aplecare, e o altă așezare pe hârtie. Tavi a zis o chestie. Tu spune, da, care sunt dificultățile, ți-au fost dificultățile să scrii? Eu cred că eu sunt un tip mai special, în sensul că fără să scriu cu ușurință, am totuși o foarte mare maleabilitate. Dacă ia cineva și vede cele 5 volume de versuri pe care le-am publicat, a să vedeți că nu seamănă niciunul cu celălalt. Sunt scrise maniere, este prim volumul de debut, să zicem că ar fi asociat cu obzeciștii, apoi a venit volumul acesta de sonete, apoi am scris o carte mai amestecată către 90, așa, mai urbană, să zicem. Apoi am mai scris o carte care este o poezie prozaică, da, niște Adamaru zice, povestiri de ale mele de la pescarii mei din Giurgiu, care au așa câte o sclipire, câte o ca o foiță de aia de mică de poezie, dar sunt de fapt o carte pe care, spre exemplu, un regizor care i-a căzut în mână s-a băgat, era la filmări, s-a băgat în rulotă cu ea. A stat vreo 3 ore și a ieșit și a zis nevestului, bă, vreau să-l cunosc pe ăsta, că din fiecare poem de ăsta se poate face un scenariu de film, așa sunt condensate. Apoi am scris iarăși, am trecut iarăși la formă fixă cele 20 de poeme, așa că pentru mine proza, cum să zic, nu amestec lucrurile, dar m-am adaptat. Când știu că, când deschid folderul de proză, e proză. Când deschid alea ce ar putea să mai facă parte dintr-un viitor volum de poezie, sunt alt om, nu știu. Ca și Davi, nu pot să dau o rețetă, dar eu mă mulesc pe ce scriu. Când m-am așezat și am în cap că continui romanul, sunt pe proză, clar. Când deschid, răsfoiesc poemele adunate, cât ori fi 10, 15, 20, mintea mea se calează pe altă structură creativă. Numai un moment, mai vreau să spun ceva. Sigur că... Și un lucru pe care iarăși trebuie să-l spunem este că intervine de foarte multe ori și intuiția. Fiindcă pur și simplu simți textul și îți dai seama cam cum trebuie să fie el ca să fie ceea ce vrei tu să fie. Iar această intuiție cred că este esențială. Asta funcționează și în cazul poeziei și în cazul prozei. Vorbea Adi Pârvu despre sonete. Sonetul este foarte construit. Însă, atunci când te apuci să scrii un sonet, am scris și eu multe sonete la viața mea, de obicei nu pleci de la o schemă preconcepută, adică n-ai construcția în cap. Construcția îți vine pe măsură ce înaintezi cu scrisul. Cu proza nu e chiar așa. Așa. Însă eu, atunci când scriu proză, niciodată nu sunt foarte sigur ce se va întâmpla pe paginile următoare. Ciudat. Nu că nu mi-aș face proiecte, fac proiecte, dar de multe ori, atunci când trec efectiv la lucru,
îmi dau seama că proiectul respectiv nu este bun și că acolo trebuie altceva. Bună oară, atunci când am scris Viața lui Costas Venetis, cei care au citit cartea știți, acolo la un moment dat apare ca personaj prințul moștenitor al Austriei, Rudolf von Habsburg, protagonistul acelei celebre sinucideri de la Mayerling, despre care nici astăzi nu se știe ce a fost în realitate. Ei bine, în proiect exista și Mayerling-ul. Dar, pe măsură ce am înaintat cu scrisul, mi-am dat seama că acolo Mayerling-ul era inutil și oricum despre Mayerling s-a versat destul de cerneală. Deci există și proiecte pe care le abandonezi. Iar această intuiție despre care vorbesc, atunci dacă funcționează, atunci când funcționează, te mai ajută să nu faci pași greșiți și să o ții pe drumul care trebuie urmat. Eu cred foarte mult în această intuiție. Am să vă pun o nouă întrebare care o să intre puțin mai adânc. Întrebarea mea e următoarea pentru amândoi. Spuneți-mi, personajele pe care le puneți în carte sunt clare pentru voi de la bun început sau ele se construiesc pe măsură ce înaintezi? Deci, ca scriitor, îl ai complet în cap pe personajul cu tare, indiferent dacă acțiunile sunt clare sau neclare, sau el își construiește o personalitate pe măsură ce înaintezi? La romanul la care lucrez acum, spre exemplu, mi-am pus la birou în față niște table de alea pe care mi-am construit în mare, da? Inclusiv personaje. Personajul se modifică pe măsură ce scrii. Pleci cu o chestie în cap, mai afli ceva, îi mai bagi un ceva acolo care să zgârme cititorul, mai scoți ceva ce se pare. Citesc acum și vă recomand tuturor cartea asta de interviuri a lui Philip Roth, De ce scriu, care este fabuloasă. Păi domnul Roth, eu nu fac parte din această categorie din nefericire, dar ăsta scria de la 9 zilnic, de ani de zile, 30-50 de ani, de la 9 dimineața până la 5 după amiază, punct. La mașina de scris până către calculator încoace, da? E, omul din toate paginile aia pe care le culegea la mașina de scris începea selecția. Dădea deoparte unele, n-a rupt niciodată nimic. Le-a pus deoparte, nu-i conveneau. E foarte interesant de văzut. Așa și la noi, eu nu prea aștept ce am scris, dar pot să dau deoparte, mai modific, pun prima variantă deoparte și intru în ea. Personajul și acțiunea se mai modifică foarte bine, zice Tavi, și în funcție de intuiția din ziua când te-ai așezat acolo și în funcție de informațiile pe care suntem bombardați zilnic din diverse medii, începând de la media până la prietenii de la crâșmă, mai afli ceva, crâșmă, mai vezi pe stradă ceva și îți trece o idee prin cap și zice, ce s-ar potrivi, așa. Cam asta e la mine. Tavi, nu știu cum face. Eu nu lucrez cu orar, în general lucrez noaptea pentru că am o casă plină de tot felul de animăluțe și copii și așa. Așa că singurele mele ore liniștite, când chiar pot să mă așez să scriu, sunt după 9 seara de regulă, 8-9 seara până către 4-5 dimineața. Și nu în fiecare zi. Mă așez când mă gândesc toată ziua la ceva și zic, hai că astă seară continui cu tare chestii. Și mai scriu și pe sărite. Iau un fragment la care simt nevoia să lucrez și după aia le cam lipesc, le cam pun cap la... Adică nu scriu cap-coadă. Linear. Nu știu, Tavi, cum face. Poate ne spune. Păi, în general, există în capul celui care se apucă să scrie o povestire sau un roman o epoșă de personaj. În general, personajele din romanele mele au avut o asemenea epoșă. Cu o singură excepție, Costas Venetis. Când m-am apucat să scriu romanul respectiv, nu știam nimic despre Costas Venetis. L-am descoperit pe parcurs. Însă această, hai să spunem, cum să zic eu, nonșalanță cu care m-am ocupat eu de Costas Venetis, nu a mai funcționat și în celelalte cărți, unde personajele erau cât de cât conturate în mintea mea, chiar dacă pe parcurs s-au mai schimbat. Fiindcă în momentul în care scrii, îți dai seama că o idee pe care o aveai tu cândva nu îi se potrivește personajul respectiv. Fiindcă personajul respectiv devine din ce în ce mai concret. Și atunci știi exact ce îi se potrivește și ce nu îi se potrivește. Cred că cele mai
cum să spun eu, dinainte conturate personaje, sunt cele din strada din Casa Sirenelor, unde 12 personaje se adună în jurul unei mese și spun povești de groază. Și de ce sunt aceste personaje mai construite decât altele? Am fost întrebat de multe ori dacă respectivele personaje au niște modele reale. Nu, n-au modele reale, dar ceva tot e. Anfitrionul lor, profesorul Faustin, avea o anumită obsesie, o anumită țăcăneală. Întotdeauna invitații lui trebuiau să fie fiecare născut într-o altă zodie. Și atunci, personajele respective sunt construite pornindu-se de la caracteristicile zodiei respective și având în vedere că într-o carte care e ceva între roman și o culegere de povestiri, personajele sunt mai schematice, prin forța împrejurărilor, aici treaba a funcționat. Într-un roman de 300 de pagini n-ar mai fi funcționat. Apropo de povestea asta, vă pun o întrebare tehnică și care e extrem de curioasă. Vi s-a întâmplat ca un personaj să se revolte împotriva lucrurilor pe care le stabiliseți cu el? Deci un personaj care n-a vrut să îndeplinească acțiunile pentru care le-ați prevăzut. Da, chiar acum de ce mi s-a întâmplat, unul din personaje este tentat și așa ar fi fost și programat să ucidă din gelozie. Și, domnule, omul nu vrea să ucidă, să pare. Așa că, până la urmă, ori o să o las așa într-un fel de ceață, ori, pur și simplu, trebuie să găsesc o soluție să-l întorc. Dar nu vrea, nu mă lasă să-l fac criminal, pur și simplu. Asta e, să luptă cu mine non-stop. Eu am pățit-o, de exemplu, cu Rudolf von Habsburg în Viața lui Costas Venetis. Rudolf von Habsburg este un personaj care mi este foarte simpatic, un personaj istoric care mi este foarte simpatic. Și care a ieșit altfel. Însă, în carte, a ieșit cu totul și cu totul altfel. El n-a fost în viața particulară chiar ușă de biserică, dar n-a fost nici depravatul pe care îmi prezint eu în Viața lui Costas Venetis. Personajul ăsta meu, așa, când vorbesc eu, îi zic, bă, dacă nu vrei să devii criminal, să știi că eu te sinucid. Și zice, nici așa nu m-ar conveni. O să râdeți, într-adevăr, personajele, în clipa în care ai conturat un personaj foarte bine, el refuză să facă lucruri care nu sunt specifice. Deci, de la bun început, autorul bagă în el și scopul pentru care îl creează. Dar dacă nu îl creează bine, el se va împotrivi și se va vedea că nu e credibil. Aia e toată șmecheria. Nevoie să zici ceva? Da. Da, vreau doar să amintesc de acea poveste pe care o știe probabil toată lumea. O admiratoare a spus la un moment dat lui Tolstoi: domnule Conte, am citit Ana Karenina, o carte minunată, dar m-a dezamăgit atât de tare finalul. Da. Nu trebuia să se sinucidă. La care Tolstoi a spus: doamnă, dar am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să o împiedic. Acum, întrebarea pe care vreau să vă pun este următoarea. Sunteți amândoi nu numai cititori de poezie, cititori de toate tipurile de literatură. Hai să vedem în ce zonă literară credeți că se cuprinde fiecare, nu neapărat strict, dar ideatic, pe tip, stil, pe construcție. Aveți o familie, într-un film, să încerc să explic, într-un film mediocru, dar simpatic, o comedie care se cheamă numai o clipă că Tanti Rosa, scuzați-mă, este Stranger Than Fiction. Un profesor universitar a cărui specialitate este literatura, din 9 întrebări poate să stabilească unde se găsește, unde a trăit și cum a gândit un autor.
Pentru că cu o singură întrebare îl separa apele în două, de o parte unii, de o parte celălalt, și după aceea, prin rafinare, ajungea imediat și la stil, și la ideație, și la capacitatea de a scrie, de a construi. Avea toate lucrurile gata făcute. Oricât ne-am considerat noi originali, facem parte dintr-o familie spirituală. Ai o familie literară? Am. Hai. Prin... Sunt ceea ce se numește un decadent. Și mă simt bine în compania acestor autori, știu și eu de la Baudelaire, de la Verlaine, de la Vismont, până la Matei Caragiale sau până la Eugen Barbu. Cam asta cred că ar fi familia mea. Păi, eu am făcut un lucru și îl fac și acum, continui să-l fac. În ultimii 5-7 ani de zile m-am apucat și am recitit toată marea literatură universală cu mintea omului de 60 și am citit toți marii ruși, am citit toți marii francezi, am citit și mari editori de formă, am citit formă și mari scriitori americani, John Dostoevski. Și mai ales toată marea literatură sud-americană de care sunt îndrăgostit, de la Borges până la Marquez și așa. Cam pe acolo, prin sud-american, m-aș vedea amestecat, poate datorită copilăriei mele petrecute într-un loc fabulos pe malul Dunării, prin smârgurile alea, prin... Acondo. Da, un Giurgiu, un orășel micuț și înghesuit acolo, inundat în fiecare vară mai ploioasă sau primăvară ploioasă, cu târgoveția aia lui, cu negustorașii, cu istoria aia destul de veche și așa. Cred că undeva în literatura sud-americană mi-ar place să mă lipesc, așa, spiritual. Păi nu prea mai am ce să vă întreb. Păi gata. Păi gata, aș zice. Mie mi se pare... Nu vreau să o lungesc. Eu singură... Cred că se înțelege. Și eu fac parte din aceeași categorie, deși am primit un bobârnac, că am... De la cine? De la Radu Aldulescu, că am debutat amândoi cu proză. Trebuie să-i spun însă lui Radu că mai scrisesem poezii, mai publicasem poezii, dar alea nu trebuie să le mai știe nimeni, să nu le știe nimeni. Și eu am crezut timp până la 50 de ani că sunt numai poet și într-o bună zi... Mie mi s-a întâmplat un alt fenomen, iertați-mă că mă bag și în discuție, da, poate într-o zi voi fi și eu clientul lui Andrei Ruse. Citeam proză românească și proză universală. Și aveam un sentiment ăsta de zădărnicie și de nemulțumire profunde. În timp ce în literatura română găsești cu greu 4, 5, 10 romane, în toată istoria literaturii române, 15 romane mișto de la un capăt la altul, găsești foarte multe romane care au o idee mișto, personaje mișto, scriere mișto, dar nimic, foarte multe, toate puse la un loc, aveau niște slăbiciuni care ieșeau în ochi. Și de aici mi-a venit proza, stai bă, fraților, că lucrurile se scriu altfel. Și de aici a venit și o meserie cu care sunt legat în ultimii ani, caut prozatori tineri sau prozatori ascunși și încerc să-i aduc spre cele două stiluri mari, care sunt stilul european, care este puțin mai complicat, mai complex, mai ascuns, mai... și stilul nord-american, care este stilul descriptiv, comportamentist, scurt. Dar povestea e asta că de multe ori, citind mai ales literatura română, am un sentiment că n-a stat nimeni de vorbă cu autorul pentru a face o carte mai bună, pentru că întotdeauna e cineva în care ai o încredere absolută, care spune, bă, e foarte mișto, dar uite aici, parcă nu n-ai văzut-o. Autorul român se supără în clipa respectivă, cum îndrăznești să-mi spui tu mie una ca asta. Ori acea persoană, care în mod normal în Occident îi se spune redactor, este omul în care ar trebui să ai cea mai mare încredere, pentru că el
iubește literatura și te iubește pe tine ca autor și vrea ca tu să fii foarte bun peste tot. Vreau să vă întreb acum pe fiecare. Ați avut vreun redactor vreodată? Niciodată. Da, la prima mea carte. A apărut în 83. De atunci încolo nu mai există redactor de carte. Sau cel puțin nu știu eu de existența lor. N-am avut, dar mărturisesc că m-ar ajuta. La câțiva prieteni apropiați, am încercat eu să fiu un fel de redactor, spre exemplu, lui Teo Hosu, care mi-a dat un manuscris, i-am dat niște idei, am spus, bă, asta parcă nu prea așa, de și aici parcă finalul ăsta încearcă, mai gândește-te, nu l-am. Dar se poate întâmpla să simți nevoia să-ți spună cineva, redactorul trebuie să fie o autoritate. Nu neapărat o autoritate, dar o persoană care îi place literatura și citește. Adică ai o încredere în gusturile persoanei respective. Nu știu cine, cred că Breban a pățit-o la Flammarion cu una din cărțile lui. Tu știi povestea? O știu povestea. Da, ăla vreți să vă spun? Da, ia spune. Nu, cred că nu era la Flammarion, era la Gallimard. La Gallimard. Nicolae Breban plecase din România în 71 și avea la el, cred că, Buna Vestire. Și a dat-o, în perioada aceea, la Paris, ajunsese un alt scriitor european faimos, Milan Kundera, care a predat și el niște manuscrise editurilor mari franțuzești, care a fost imediat luat în seamă. Și lui Breban i s-a propus de către editură să taie ceea ce lor li se părea niște burți, niște lucruri în plus. În timp ce Kundera a ascultat sfaturile celor cărora le plăcuseră manuscrisele. Atenție! Aici nu e vorba de un soi de ciudă împotriva autorului să-l micșorezi sau să-l schilodești, ci dimpotrivă să-i dai strălucirea pe care o are. Vă dau exemplul lui Raymond Carver. Raymond Carver e un mare prozator american de proză scurtă. Există un cult pentru el și o glorie postumă extraordinară, pentru că prozele lui sunt impecabile. Ca să descoperim după moartea autorului, văduva lui a publicat manuscrisele în forma lor inițială. Diferență. Era o diferență de la cer la pământ. Erau aceleași cuvinte, numai că în forma inițială erau de două ori mai multe cuvinte. De-aia întreb, ai avut vreodată în cineva încredere? Cu Breban. Și Breban n-a acceptat. A zis, cum îmi tăiați mie, mare prozator, român? Mă rog, nu contează. Nu contează că... Și a ratat publicarea cărții, practic. Nu, n-a ratat-o, n-a avut ecoul așteptat. Da. Asta e tot. Aveți fiecare dintre voi un soi de mentor, un înger, nu păzitor, nu călăuzitor? Da, există o persoană la care îi arăt tot ce scriu, dar persoana respectivă nu are nicio legătură cu viața literară și nu are rost să insistăm asupra lui. Da, perfect. Tu ai? Nevastă mea, Adela, m-a întrebat într-o seară, mă lași așa când dor tu sau când nu ești acasă să mai deschizi eu laptopul să văd cum merge cartea? Te las, iubito, de ce nu? Și îmi citește și cu bun simț. Adică și spune, bă, merge foarte bine sau aici nu prea am mare încredere în el. Păi persoana care mi-a spus mie pe vremuri că povestirea aceea de care vă spuneam e cea mai proastă povestire pe care a citit-o în viața ei, era fosta mea nevastă. Și femeia se pricepea. Nu era deloc proastă. Dar spune-mi, povestirea aia mai e pe undeva? Nu. Da. Doamnelor și domnilor, prietenește, cam asta a fost discuția noastră despre trecerea de la poezie la proză. Se întâmplă. Alteori nu se întâmplă. Dar când se întâmplă bine, e foarte bine. Când nu, nu. Mulțumim. Mulțumim. Gata? Cărțile sunt aici. Cine vrea?